Și astăzi suntem aici înaintea lui Dumnezeu și dorim ca Dumnezeu să se pogoare în sufletele noastre, în mijlocul nostru și El să-și desfacă pe deplin lucrarea în locul acesta. De aceea am dorit să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu prin rugăciune și să-i mulțumim lui Dumnezeu că ne-a întărit trupurile noastre să ne putem înfățișa înaintea Lui în această seară. Așa cum stăm toți să mergem înaintea lui Dumnezeu într-o rugăciune de mulțumire. Iubiți frați și surori, pentru învățătura noastră din această după-masă, vă invit să deschideți Sfânta Scriptură la Evanghelia după Marcu, la capitolul 10, de unde vom citi începând cu versetul 46, iar apoi vom da citire Cuvântului lui Dumnezeu și din Evanghelia după Ioan, de la capitolul 7, începând cu versetul 37. Evanghelia după Marcu, capitolul 10, versetul 46. Să ne apropiem cu respect de Cuvântul lui Dumnezeu. Au ajuns la Ierihon și pe când ieșea Iisus din Ierihon cu ucenicii săi și cu o mare mulțime de oameni, fiul lui Timeu, Bartimeu, un cerșetor orb, ședea jos lângă drum și cerea de milă. El a auzit că trece Iisus din Nazaret și a început să strige: Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine! Mulți îl cercau să tacă, dar el și mai tare striga: Fiul lui David, ai milă de mine! Iisus s-a oprit și a zis: Chemați-l! Au chemat pe orb și i-au zis: Îndrăznește, scoală-te, căci te cheamă! Orbul și-a aruncat haina, a sărit și a venit la Iisus. Iisus a luat cuvântul și i-a zis: Ce vrei să-ți fac? Rabuni, i-a răspuns orbul, să capăt vederea. Și Iisus i-a zis: Du-te, credința ta te-a mântuit. Îndată orbul și-a căpătat vederea și a mers pe drum după Iisus. Slăvit și binecuvântat să fie Domnul. Apoi, Ioan, capitolul 7, începând cu versetul 37. În ziua de pe urmă, cum era ziua cea mare a prasnicului, Iisus a stat în picioare și a strigat: Dacă însetează cineva să vină la mine și să bea, cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Amin. Vă invit să ocupați locul. Zic bun venit fiecărui suflet din locul acesta, fiecare persoane tânără, vârstnică, care a pășit pragul casei Domnului în această după masă, zic ca Domnul să-i binecuvinteze. Este cea mai bună alegere pe care am putut-o face într-o duminică după masa, deși este cald, probabil este cald și aici, dar Duhul Sfânt ne va răcori, Duhul Sfânt ne aprinde, dar în după masa aceasta dorim ca trupurile noastre să fie răcorite, dar inimile noastre să fie pline de foc, de dorință de a ne apropia de Dumnezeu. Și zic ca Dumnezeu să binecuvinteze întreaga adunare. Zic ca Dumnezeu să binecuvinteze și pe fratele Traian Șuteu, este în mijlocul nostru în după masa aceasta, împreună cu grupul de frați din Biserica Betel. Zic ca Dumnezeu să-i binecuvinteze și pe ei. Vor avea un grupaj de cântări, iar fratele Traian ne va vesti cuvântul lui Dumnezeu. În continuare am dorit să îl lăudăm pe Dumnezeu cu o cântare în comun, apoi orchestra va lăuda pe Dumnezeu, grupul și apoi frații, grupul Adoramus, dacă bine am înțeles, vor avea un grupaj de cântări înspre slava lui Dumnezeu și zic ca Dumnezeu să le ungă buzele, să-L laude pe Dumnezeu din toată inima. Amin. Ce mare ești Tu, ce mare ești Tu, toți vor vedea ce mare ești.
vedea ce mare ești, Dumnezeu. Atunci îți cânt, măreț stăpânitor, ce mare ești, ce mare ești. Atunci îți cânt, măreț stăpânitor, ce mare ești, ce mare ești. Atunci îți cânt, măreț stăpânitor,
simt prezența Dumnezeu, dragii mei frați. Vrem să simțim prezența lui Dumnezeu în seara aceasta. Cine are nevoie de prezența lui Dumnezeu? Trebuie să avem nevoie de prezența lui Dumnezeu. Fără de prezența lui Dumnezeu nu putem pe calea aceasta. Zic ca Dumnezeu în seara aceasta să binecuvinteze biserica aceasta. Să lași Dumnezeu prezența în biserica aceasta. Slăviți să fie Domnul! Tu e singura mea dorință.
Lumina, mâinile către cer, lumea întreabă.
pentru bezdecie și mâinile minunat și înaintea ta vin. Mâinile minunat și mă bucur în timp. Luminați mâinile către ce lumea teamă de ce. Eu le spun că iubesc degele. Oh.
Tu ești cel tare, ești cel mai mare, ești Dumnezeu.
va da putere, Iisus, Iisus. Cine ne stă împotrivă, cine ne stă în cale, nimic nu ne dobară, cu noi e Dumnezeu. Cine ne stă împotrivă, cine ne stă în cale, nimic nu ne dobară, cu noi e Dumnezeu. Știu că Domnul e de partea mea. Și-a dat și
biruință mărânta. Și nu mă renunța, că știu că Domnul e de partea mea. Amen.
Dumnezeu. Eu de tine am nevoie, am nevoie mare, tu ești de plinăria mea și-a mea apărare. Dumnezeu să fie preamărit pentru harul Său, pentru îndurarea Sa. Ne bucurăm că după masa zilei de astăzi ne găsim aici și așa cum se cânta, eu am nevoie de tine și mare este nevoia omului față de Dumnezeu. Dragii mei frați și surori, vreau în primul rând să mulțumesc Bisericii Betleem pentru ajutorul care l-ați dat Bisericii Betel. Dumnezeu să vă binecuvânteze, Dumnezeu să vă dea putere și în continuare să lase Dumnezeu binecuvântare peste toate familiile de la Betleem. Lăudați să fie Domnul pentru harul Său. Vrem să ne uităm o țară în Scriptură, la doilea text pe care fratele Gabi l-a citit, Domnul să-l binecuvânteze. Domnul Iisus Hristos se află la sfârșit de sărbătoare, așa cum scrie în ziua de pe urmă, care era ziua mare a praznicului. Iisus a stat în picioare și a început să predice. Îi spuneam la fratele Gabi că la Betel la noi e un obicei. Dacă vin predicator și predică foarte bine să predice. Dacă vorbesc încet, nimeni nu e nimic. Și totdeauna le spun, trage o țără șoc. Dă drumul o țără, dă drumul la amplificare mai tare. Dacă predică predicatorul tare și strigă, chiar dacă nu spune mare lucru, toată lumea stă atent. Aici, la Betleem, e altfel. Cine zbiară tare, vorbește singur. Cine vorbește încet, este ascultat, facă Dumnezeu și pe mine să nu cumva la un moment dat să uit că sunt la Betleem. Să uit că și să mă apuc să zbier. Dumnezeu să ne dea putere să putem să înțelegem câteva idei. Nu că dumneavoastră n-ați cunoaște cuvântul. Nu că nu se predică, să predică, slăvit să fie Domnul. Aici au fost predicatori mari, predicatori care au adus Evanghelia și vor mai fi lăudați să fie Domnul. Mare Dumnezeu! Acum, cuvântul Domnului spune așa. Dacă însetează cineva să vină la mine și să bea, cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Și acum o să contrazic un crest peticostal pe care foarte mult și eu l-am crezut. De multe ori punem întrebare. Nu știu un izvor curat. Nu noi suntem izvorul curat. Iisus Hristos. Ce zice Scriptura? Cine crede în mine, din inima lui vor curge râu. Păi noi suntem râu. Și un râu nu poate să oprească apa niciodată. Fiindcă este un izvor. Și dacă ne ducem în Apocalipsa, capitolul 22, versetul 1, haideți să citim acolo, să vedem de unde este izvorul și râul acesta. Facă Dumnezeu să treacă prin fiecare inimă, slăvit să fie Domnul. Că Domnul are putere să lucreze, că la El este puterea. Apocalipsa 22, versetul 1, Ioan vorbește aici. Și mi s-a arătat un râu cu apa vieții limpede ca cristalul, care ieșe din scaunul de domnie al lui Dumnezeu și al Mielului. Slăvit să fie Domnul. Ce bine că nu iese de la pastor. Ce bine că nu iese de la proroci. Și iese de sub tronul lui Dumnezeu și al Mielului. Slăvit să fie Domnul. Și Ezechiel vorbește în 47 și spune râul acesta care pleacă de sub pragul casei Domnului, care are ușa spre răsărit, să coboară. Și când ne intră în mare, când ne intră în apele otrăvite, le vindecă, slăvit să fie Domnul. Și cine a vindecat pe noi și cine ne-a mântuit este Domnul Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul. Ce mare izvor! Îți mai trebuie alt izvor? Mai cauți alt izvor? Dacă dăm tot în Evanghelia lui Ioan la Samariteanca, Domnul Iisus vorbește un mare adevăr care eu ne-am pus întrebare, de ce cad oameni din adunare? Nu din biserică, din adunare. De ce oamenii părăsesc adunare? Haideți să vă dau citire, că aici ne vorbește cuvântul Domnului. Evanghelia lui Ioan, capitolul 4, versetul 14. Oricine va bea din apa pe care o dau eu, în viac nu-i va mai fi sec. În viac nu-ți mai trebuie lumea. Nu o să străbuiască niciodată discoteci. Nu o
strâmbăiască niciodată plăcerile lumii. De ce? În viață, 100 de ani, nu s-o mai spise. Cine trăiește mai mult de 100 de ani? Pe care Domnul. În viață. Izvorul apelor vii, care este Iisus Hristos. Când atinge o inimă, când trece printr-o persoană, de viață, lăudați să fie Domnul. Cine crede în mine, din inima lui, vor curge râuri, nu râu, râuri de apă vie. Lăudați să fie Domnul. Și acum vreau, în scurte cuvinte, v-am spus, n-am pretenții, că o să spun tot din textul acesta. La Dumnezeu este înțelepciunea și eu sunt un mesager al lui. Și tu suntem mesagerii Domnului. Și dacă Dumnezeu pune lumină în cineva, dă un mesaj. Dacă nu, te ridici și după asta e jos. Vor curge râuri de apă vie. De exemplu, e un râu să poți să cânti la adunare. Știți cât de mult face o cântare? Cântată din inimă. Mai mult ca un vițel cu coarne și copite. Și eu am calculat odată și am predicat în testul ăsta biserică la Betel și am spus, dacă nu mă învițelă până 2000 de lei, dau un exemplu așa. Gândește-te tu dacă cânti 6 cântări în adunare și le cânti din inimă, ce valoare mare ai tu în cer. Fraților, noi credem într-o viață veșnică. Noi din asta slujim pe Dumnezeu. Noi nu ne-am pus nădejdea, cum zice Apostolul Pavel, în lucrurile de astăzi, care să văd. Noi avem o împărăție veșnică și voi veniți și cântați aici pentru slava lui Iisus Hristos. Un râu care iese din inimă, lăudat să fie Domnul. A doilea rând poate să fie o stare de rugăciune. Oameni care se roagă. Oameni care strigă înaintea lui Dumnezeu pentru lucrarea Lui. Și slăviți să fie Domnul, că în bisericile, în adunările noastre sunt oameni de așa. Și îmi dragi. Nu ne preplace nouă câteodată că pune câte un frate să se roage și face o predică de rugăciune. Dar el are un dar. Râul ăsta curge din inima lui și trebuie să lasă să roage. Lăudați să fie Domnul. Mai sunt câteva râuri care pot să curgă din inimile noastre, este a vesti Evanghelia. Și acum vreau să vă spun, când stai pe bancă, ușor poți să-ți judeci pe predicator. Dar eu m-am făcut lunile astea, am pus toți bărbații să predice. Să-i văd cum tremură, să văd dacă mai cârâie ceva, și după aia le dau o notă, nu? Îți place, am bun. E ușor a sta pe bancă să primești totul de-a gata, dar e greu să vii să vestești. De ce? Aici e un loc sfânt, unde se coboară Duhul Sfânt. Poți să dai un mesaj de ridicare, poți să te lasă să fie un râu prin care Dumnezeu să te dea drumul la un izvor de apă, să curgă și inimile să se vindece. Slăvit să fie Domnul și în Ezechiel spune în continuare testul. Că pe unde trece râul acesta, apele se vindecau și pomii care erau pe margine, zice că aduceau frunze, frunzele lor lucrau la vindecarea iarbolilor. Facă Dumnezeu și vorbele noastre să lucreze la vindecarea iarbolilor. Și acum vreau să mă opresc la Domnul Iisus Hristos, care este cel mai adevărat izvor. N-am găsit niciun izvor și nici nu caut alt izvor. El este singurul izvor care s-a oprit la o scăzătoare în Evanghelia lui Ioan. Haideți să citim. Vindecarea ologului de 38 de ani. Slăvit să fie Domnul. Domnul Iisus Hristos se duce la scăzătoare și la scăzătoare era apă. Dar acolo era o grămadă de oameni cu un handicap. Am putea să spunem, oameni cu năcazuri. Și nimeni nu-i putea să ajute. Și marele izvor se oprește în dreptul lui. Și Domnul Iisus îl întreabă, vrei să te faci sănătos? Doamne, i-a răspuns bolnavul, n-am pe nimeni să vă bage în scăldătoare când se tulbură apa. Dar nu știa bolnavul că adevăratul izvor care poate tămădui este lângă el. Și ce frumos Iisus Hristos îi spune. Scoală-te-i, i-a zis Iisus.
ridică spatul și umblă. Nimeni nu poate să poruncească ridicare în dreptul tău. Nici prorocii, nici predicatorii, numai Iisus Hristos. Oamenii aleargă, ba la un mormânt, ba la nu știu ce, ba la nu știu, și avem și noi, în adunările noastre, așa zisele vedete, care ne place să alergăm la ei. Dar vreau să vă spun, nu alergați la oameni, alergați la Iisus Hristos. Iisus Hristos a zis, fă-ți patul și umblă. Dar 38 de ani, nimeni nu i-a spus cuvântul acesta, că vreau să vă spun, nu este putere de vindecare decât numai în Iisus Hristos. Amin. Nu este putere de vindecare în Mahomet, în Buddha și în alți zici Dumnezei. Este putere de vindecare în Iisus Hristos. Amin. Că nu s-a dat numii, un alt nume, nu s-a dat altă jertfă. Noi avem un Mântuitor adevărat, lăudat să fie Domnul. Amin. Și în textul pe care l-a citit fratele Gabi, Domnul Iisus Hristos, Marele Izvor, se duce pe drum. Și acolo un om, un om care s-a născut orb. Și el când află că Iisus Hristos a început să tăie și alții au zis, taci! Nu zare lui în adunare! Taci fi mut, acasă pe albine mă bucur! Și Domnul Iisus Hristos îi spune, chemați-l, aduce-l de mine, fiindcă vreau să vă spun ceva. Marele Izvor de apă vie nu se uită la fața omului. Glorie lui Iisus! Te mai îndoiești? Mai pui la îndoială slavă lui Iisus? El lucrează minunat. Dacă până în seara aceasta nu mai tu te cunoști Dumnezeu, lucrurile noastre. Dacă n-ai simțit izvorul apelor vii, dacă ți se pare că vii la adunare și vii așa foarte greu, roagă-te să treacă izvorul apelor vii prin tine. Și oamenii care au fost adăpați de izvorul apelor vii, ăștia când așteptau să vină ora 5:30 să vină la adunare. În vremurile noastre, creștinismul de acum este foarte ușor. Ce tare mi-e frică, e o prigoană mai tare. Că nu știu cât o mai rămâne prin adunările astea mari. Fiindcă, dacă nu te lupți să treacă izvorul apelor vii prin tine și să devii tu un râu, e o mare problemă. Cum poți să rămâi într-o stare după voia lui Dumnezeu ca râul de viață să curgă pe tine. Și dacă v-ați uitat, mai ales zona noastră și toată România, toate râurile sunt pline de tot fel de mizerii. Și acum vreau să fac o pildă ca să puteți să înțelegeți. De exemplu, dacă prin tine cură râul de apă vie și ești activ, că așa suntem în adunări, oameni care sunt activi, oameni care nu sunt activi, producători și consumatori. Și acum vreau să vă spun ceva. Dacă tu ești activ și eu viu la tine și aduc câteva petrodele de plastic sau tot fel de pun și arunc în râul tău, tu ai o datorie sfântă să nu lași. Că mizeria mea poate să te tineze. Și acum să vorbesc ca să mă înțelegi. Dacă eu viu la tine și spun, ce-i în sara asta? Rugăciune cu tine, nu are rost. Te părut așa. Ăsta e un gând de la satan. Fă-ți curățenie în râul tău. Nu lăsa pe nimeni să-ți arunce mizeria. Că îți va opri cursul apei și vei deveni o baltă. Și Ezechiel spune mai jos, căci mlaștinile și gropile, astea vor rămâne pradă sării. Adică nu va putea să crească de mâine. Într-un râu curat, vorbim și pământește, acolo cresc pești. Și acum vreau să vă spun câteva categorii de pești care pot să crească într-un râu. Domnul Iisus Hristos a vorbit și în pilde și a arătat pilda năvodului. În adunări sunt mai multe categorii de pești, nu mă luați în nume de rău, că o să înțelegeți și mă explic fiecare categorie. Prima categorie este somnul, oameni care dorm, de-a binelea, oameni care nu fac nimic. A doua categorie este crapul, de nu îi spun ceva, trebuie să-i spun ceva. A treia categorie este știuca care mușcă. Și a patra categorie, și asta o doresc pentru tăți, este păstrăvul care se urcă la apă curată. Slăvit să fie Domnul! Amin. Și acum, pilda aceasta, vreau să
să pui tu și să te judece casă. Din ce parte faci? Din ce categorie faci parte? Cei ce dorm? Cei ce, dacă nu spun ceva, creapă? Cei ce mușcă? Sau cei ce se duc pe râul sus, la apă curată? E mare lehar! În nou legământ nu-i ca în vechiul legământ. În vechiul legământ, dacă cineva păcătuia, și noi avem atâtea exemple în Biblie, dacă Acan a păcătuit, poporul nu a avut prăbășire. Acum nu e așa. Mântuirea nu-i la grămadă. Hristos nu-i la grămadă. Fiecare personal. Dacă eu sunt o nemernă și tu ești un sfânt, tu vei ajunge în cer la Dumnezeu. Nu se va opri lucrarea lui Dumnezeu din cauza mea. Fiindcă Dumnezeu are oameni și râul acesta intră în inima care se deschide. Ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Spune așa. Cine crede în mine, din inima lui vor curge râul. Vrei să curgă râul? Trebuie să crezi în Iisus. Și vreau să spun altceva. Iisus nu vine la tine decât în prezența Duhului Sfânt. Duhul Sfânt este în biserică, Duhul Sfânt are menirea să ne pregătească pe noi pentru slujire și pentru ziua răpirii. Foarte mulți îl vor pe Hristos, dar fără Duhul Sfânt. Nu se poate. Iisus Hristos nu vine fără Duhul Sfânt. El vine prin Duhul Sfânt și cercetează inimile. Lăudat să fie Domnul. Oamenii ar vrea să curgă râuri. Dar este un principiu biblic. Și Domnul Iisus a spus așa. Dacă cineva vrea să mă urmeze, să se lapede de sine, să-și ia crucea, e frumos să ai o cruce de aur, de argint și de lemn. Dar crucea suferinței, crucea bașocului, fiindcă dacă vrei să trăiești cu evlavie în Hristos, vei fi lăudat. Vei fi prigonit. Și oamenii în care izvorul apei vii lasă să curgă râu, ăla nu se duce la scaunul celor ajucoritori. Omul care curge râu nu merge pe terasă lângă la care bebe. Nu merge, fraților. Fiindcă râul și izvorul nu lasă. Nu știu ce să vorbesc așa. Știe Domnul. El cunoaște tainele. Dacă ești un om al lui Dumnezeu, dacă prin inima ta cură râul, te ferești de lucrurile lumii. Și lumea și pofta ei trece. Și ne-a plăcut de cineva. Soția lui vrea să meargă la mare. Și a spus bărbatul așa, fii atent aici, eu mă duc cu tine la mare. Dar dacă mă uit după altele, să nu-ți pară. Zice, nu mai merg. Da? Când trece izvorul apelor vii prin inima ta, altă nădejde nu este la tine decât Hristos, nădejdea slavei. Fiindcă noi suntem ascunși în Hristos și cu Hristos în Dumnezeu. Mai fă trei ani ceva. Fă ce vrei. Nu poți. De ce? Te-ai înscris la oaste. Și oastea aceasta nu conduce un om pământească. În fruntea ostei este Iisus Hristos. Și de dragul Lui, nu că mă bate, de dragul Lui mă feresc, mă feresc a sta pe scaunul celor bajocoritori. Mă feresc a merge la sfatul celor răi. Ne ferim, Doamne ajută-ne! Ce trebuie să facem noi? Vrei să curgă râu prin inima ta? Deschide-ți inima, întoarce-te la Iisus, înfrânează-ți ochii de la lucruri care te duc spre păcat, trăiește o rugăciune cu Domnul Iisus și spune așa, eu am spus-o de mult și Dumnezeu m-a ajutat într-o mică parte să mă așez. Nu vreau să trăiesc pe pământul ăsta și să trec fără să rămână ceva în urma mea. E vorba de lucrarea lui Dumnezeu. Și să vezi cum Iisus Hristos îți dă și ție de lucru și nu o să mai ai chef de alte lucruri. Fiindcă izvorul acesta trece prin inima ta și udă inima ta și inima ta devine plină de viață, fiindcă Iisus este viață. Ce se întâmplă cu tine care nu mai curge un strop de apă pe inima ta? Nu mai curge. Întoarce-te la Domnul și nu lăsa să crească papula.
să crească lucrurile lumești în inima ta și lasă pe Iisus Hristos. Fiindcă vreau să spun ceva, fie că crezi, fie că nu crezi. Vine o zi când vă fi chemați pe lume, așa cum s-o cântat aici, orchestranți. Să vă auzi numele, să vă da răsplătiri. Și tare frumos este atunci pentru noi toți să ni se spună, vino, slugă bună și credincioasă. Sluga nu trebuie să comenteze la ordinile stăpânului, n-avem voie și n-are voie, și sluga trebuie să fie și credincioasă. Dacă vrei să te cheme și să moștenești veșnicia lui Dumnezeu, trebuie să fii o slugă credincioasă. Nu trebuie să comentezi când trebuie să vii la adunare, că nu vii pentru păstor, vii pentru tine și tu trebuie să fii activ. Dumnezeu să ne ajute. Și la doilea, să fii credincios și credincioasă. Și Iisus Hristos, la sfârșitul alergării, când va veni El, ce mare Dumnezeu, că Iisus Hristos mai coboară pe pământul ăsta, peste mare. Pe norii cerului, Duhul Sfânt va duce viața și acolo vom înfipina pe Domnul Iisus și zice Scriptura așa, așa frumos, vorbește așa cu global. Vom fi totdeauna cu Domnul, pulmea. Nu ne voi mai despărți. Merită pentru o veșnicie să renunți la lucrurile pământești, ca izvorul apelor vii să treacă prin inima ta. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți și Dumnezeu să ne dea putere să fim alimentați din izvorul care curge din sub pragul casei lui Dumnezeu. Și izvorul acela este Iisus Hristos. El este viață. Izvorul acesta s-a dus la mormântul lui Lazar și l-a strigat pe nume și tare interesant că mortul a ieșit afară legat. Mâinile și pe picioarele. El, izvorul apelui, are putere. Și va veni o zi când o trâmbiță va suna și aș dori de împreună cu mine să avem parte din tâia miere. Lăudați să fie Domnul. Domnul să vă binecuvânteze și Domnul să vă dea putere. Amin. Când însetat de cer, pământul de sub picioare ți-l desprins și către cer îți iei avântul de sfinte taine de pătruns. Atunci aveți o dimensiune pe care nici nu bănuiai. Pe dreptele de rugăciune, cerești ființe vin din rai. Te iau de mână și te poartă pe cosmicele lor poteci, că parcă nu ți-ar vrea o altă soartă decât să fii acolo în veci. Pe acele trepte curge harul, ființa îți unge așa duios. Acesta e mărgăritarul de mare preț al lui Hristos. Te-a plecat în rugăciune, zdrobit, strigând după ajutor, dar ungerea în rugăciune te-a ridicat biruitor. Și în tine iarăși se înfiripă viață nouă din belșug. O, ce minune! Într-o clipă, când arde firea ta pe rug, ai și uitat acea durere cu care ai îngenunchiat. Voi dai tu ceva a cere? Acolo în slavă ai uitat. Dar ai primit asigurarea că e cu tine Dumnezeu, acela ce despică marea și zid o face în jurul tău. Acela ce din slăv divine nu l-a curțat pe Fiul Său, fiindcă iubirea pentru tine a cântărit în cer mai greu. O, pentru a rămâne în harul lui Dumnezeu, tu lasă tot pentru a putea păstra mărgăritarul ce închise în al tău chivot. Amin. O cetate stătătoare, noi avem acolo sus, unde-i veșnică lumină și împărat va fi sus. O cetate luminată, un Ierusalim ceresc, unde sfinții strigă slavă mielului Dumnezeiesc. Casa mea, casa mea, oare când te voi vedea? Mule doresc, mule t-aș vrea să-ți văd strălucire. Da.
părăți, nu vor mai fi, căci acolo ne va fi casa veșnicilor bucurii. Casa mea, casa mea, oare când te voi vedea? Era un șomer. Dacă până la a se întâlni cu Domnul, până la a primi darul Duhului Sfânt, era un șomer. Din moment ce Duhul Sfânt intră în inima ta, nu mai poți să fii șomer. Pentru că Duhul Sfânt aduce roadă. Și mă rog Domnului ca fiecare dintre noi, dacă avem și spunem că avem Duhul lui Dumnezeu în noi, noi trebuie să aducem roadă, iubiții mei, frați și surori. În Biserica Domnului sunt oameni care lucrează înspre slava și gloria lui Dumnezeu, și fiecare sunt mădulare în trupul lui Hristos. Ori dacă suntem mădulare și dacă avem mâini, picioare, ochi, noi cu mădularele acestea din trup lucrăm pentru trupul acesta ca să-l întreținem. Ori dacă noi toți suntem mădulare în trupul lui Hristos, cum ar trebui să lucrăm noi pentru ca împărăția lui Dumnezeu să se lărgească, slăvit să fie Domnul? De aceea, iubiții mei, frați și surori, vă îndemn că în această seară să ne apropiem cu grabă de Domnul Iisus Hristos. Dacă până acum am mai glumit,
Așa cum spunea și fratele Traian, am mai chipotat cu lumea, am mai stat cumva și pe terasele lumii, am mai căutat să ne apropiem de lumea aceasta păcătoasă. Dumnezeu ne cheamă la pocăință, iubiții mei, frați și surori. Și în Ieremia, în capitolul 10, cuvântul Domnului spune, începând cu versetul 1, stâmbebam că mi-am adus aminte aceste versete și spune, ascultați cuvântul pe care vi-l vorbește Domnul, casa lui Israel. Așa vorbește Domnul. Nu vă luați după felul de viețuire al neamurilor și nu vă temeți de semnele cerului, pentru că neamurile se tem de ele. Căci obiceiurile popoarelor sunt deșarte. Ori, iubiții mei, frați și surori, ce am luat din lume? Și cu cine obișnuim noi din lumea aceasta și căutăm să facem ca și lumea aceasta? Și tot mai mult începem să atragem lucrurile lumii în adunările sfinte ale lui Dumnezeu. Biblia ne spune să nu ne asemănăm cu lumea și să nu ne luăm după felul lor de viețuire. Dar noi tot mai mult ne asemănăm cu ei. Tot mai mult facem ca și lumea. Dragul meu, frate și soră, te îndemn în seara aceasta. Dacă vrei să fii un sfânt al lui Dumnezeu, sfințește-ți viața. Sfințește-ți buzele, sfințește-ți ochii, sfințește-ți picioarele și mâinile și aleargă la Domnul. Căutându-L pe El, cerând puterea Duhului Sfânt și călăuzirea Lui în toate lucrurile pe care ne vom face. Pentru că Domnul Iisus Hristos nu ne-a dus la o credință ca să demonstrăm că noi ne temem de lume. Nu! Un om credincios al lui Dumnezeu, chiar dacă vor cădea blocurile lângă El, chiar dacă va cădea lumea aceasta, un credincios al lui Dumnezeu nu se teme. Pentru că este călăuzit de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și nu-și pune nădejdea în lucrurile trecătoare și pieritoare ale acestei lumi. Ci își pune nădejdea într-o patrie cerească, într-un loc în care este bucurie. Ori n-ai vrea să fii acolo? Eu aș vrea. Și îmi doresc mult lucrul acesta. Îmi doresc mult să-L văd pe Domnul meu și să fiu acolo împreună cu El. Să pot sta cu El la masă. Ce frumos este atunci când în casă îți vine un oaspete și îți vine o persoană de seamă. Cauți lingurile cele mai frumoase pe care le ții într-un sertar bine păstrate și neprăfuite. Cauți curculița cea mai bună. Cauți un ștergar frumos, o masă, o față de masă frumoasă și începi să pregătești bucate alese. Acel tată s-a bucurat când fiul lui risipitor s-a întors acasă și a tăiat vițelul cel îngrășat, i-a pus unii de lândecet. Ori dacă pentru oameni știm să ne pregătim frumos, cum ar trebui să ne pregătim pentru Domnul nostru Iisus Hristos care și-a dat viața pentru noi? Merită să mai stăm șomeri în lumea aceasta? Merită să ne mai asemănăm cu lumea? Pentru că dacă ne asemănăm cu lumea, iubiții mei, vom fi condamnați și vom fi osândiți. Dar Duhul lui Dumnezeu ne îndeamnă și ne cheamă la pocăinții, iubiții mei. De ce să se aducă un nume ofensator pocăinților? De ce să spună lumea? Pentru că ei știu mai bine ce trebuie să facă pocăinții. Eu vă mărturisesc sincer atunci când lucram la fabrica Vidra. V-am mai spus lucrul acesta. Știam că fratele Naina vine aici în biserică și oarecum încă nu eram pe calea Domnului bine determinat, bine stabilit. Și, dar oricum mi-era rușine să mă vadă că joc cărți cu colegii mei. Și tot timpul mă feream de el să nu mă vadă. Mai era și fratele Rad, Filip. Și atunci când auzeam că vin în vestiar, tot timpul mă feream să nu mă vadă pentru că îmi era rușine să o pun pe viitoarea mea soție într-o postură proastă sau pe casa ei, știind că sunt oameni credincioși. Dar oamenii știu să spună și prin cei necredincioși Dumnezeu îmi vorbea atunci. Și spunea, mă, Gabi, dacă tu mergi la biserică, la pocăiți, acolo vă învață să jucați cărți? Și vă mărturisesc sincer că îmi plezneau brațul de rușine. Și atunci le lăsam jos și plecam din locul acela. Pentru că mi-era rușine. Pentru că lumea știe ce trebuie să facem noi. Dar noi de multe ori nu știm pentru că suntem legați la ochi și dăm prea ușor diavolului. Îi dăm prea ușor voie să ne lege la loc, să ne astupe urechile, ca să nu mai auzim ce este sfânt. Să ne împietrim inima. O, iubiții mei, în această zi Dumnezeu ne cheamă. Ne cheamă la pocăință. Și din textul care s-a citit din Evanghelie după Marcu, din capitolul 10, începând cu versetul 6, este vorba despre orbul Bartimeu. Și așa cum fratele Traian amintea aici și spunea despre categoriile de oameni care sunt într-o vreme ca aceasta, cum sunt acei pești, eu vreau să vă arăt din acest text, sub călăuzirea Duhului Sfânt, două stări. Două stări a unui om. Prima stare a orbului Bartimeu ne arată cuvântul lui Dumnezeu în versetul 46. Fiul lui Timeu, Bartimeu, era cerșetor, orb, ședea jos lângă drum și cerea de milă. Și acum eu vă întreb pe dumneavoastră, care dintre dumneavoastră a fost orb?
care a stat jos, lângă drum, în praf, pe pietre, în locuri unde nu este confort, în zăduful zilei, în ploaie, în gălăgie, în tot felul de lucruri murdare. Și apoi spune că cerea de milă. Un om, spune noi, într-o stare josnică. Dar ne arată cuvântul lui Dumnezeu și ne arată versetul 47 și spune: El a auzit că trece Iisus din Nazaret și a început să strige: Iisuse, Fiul lui David, ai milă de mine. A auzit că trece Iisus. Sfânta Scriptură nu-i arată că Bartimeu l-ar fi cunoscut pe Iisus sau că ar fi auzit despre Iisus. Dar noi putem deduce lucrul acesta din ce cauză? Pentru că el striga după Iisus. Și cei care erau în fața Domnului Iisus și care mergeau cu Domnul Iisus Hristos, îl certau. Și spunea: nu mai striga! Nu mai striga! Nu mai striga după Domnul! Dar el ce făcea? El striga mai tare. Și aici eu vă întreb pe dumneavoastră, a avut omul ăsta credință? Sau nu a avut? Pentru că eu stăteam odată și mă gândeam, unde a fost credința lui Bartimeu? Pentru că nu ne spune că omul acesta a avut credință. Și apoi versetul 52 ne spune: du-te, credința ta te-a mântuit. Nu spune că credința ta te-a vindecat. Ci omul acesta a fost mântuit, slăvit să fie Domnul. Mai mult decât vindecat. A avut sufletul vindecat. Nu ne spune că omul ăsta a crezut, dar eu deduc de aici că omul acesta, strigând după Domnul Iisus Hristos, a crezut în El. Pentru că nu te duci la cineva să strigi și să insiști la cineva dacă nu știi că te poate ajuta. Ori omul ăsta a strigat la Domnul și a spus: ai fiul lui David, ai milă de mine. Și deși a fost certat, deși a fost, i s-a spus să tacă, a strigat mai tare. Vin problemele în viața ta, vin valurile mari. Te năpustesc, îți năpădesc casa. Ce faci? Taci? Mai ai credință? Pentru că diavolul atât așteaptă. Să te biruie și să cazi jos pentru a nu te mai putea ridica și de acolo te împinge mai jos ca să nu te mai ridici deloc. Omul acesta n-a tăcut, ci a strigat către Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. A strigat mai tare: Fiul lui David, ai milă de mine! Și Domnul a auzit. Chemați-l. Spuneți-i să vină la mine. De câte ori ai avut parte în viața ta de chemarea lui Dumnezeu și ți-a spus Domnul: vino la mine. Și ai strigat probabil cu lacrimi amare, cu strigăte mari. Vino la mine. În Luca, în capitolul 17, ne spune atunci când au fost vindecați cei 10 leproși. Unul singur s-a întors la Domnul și a mulțumit. Și spune: credința ta te-a mântuit, slăvit să fie Domnul. Nu i-a spune: credința ta te-a vindecat. Credința ta te-a mântuit. Ori te întreb, dragul meu, frate și soră, în seara aceasta, fiind stimat prieten, nu vrei să ai sufletul mântuit? Nu vrei să fii acolo între acele nume scrise, când Domnul le va striga pe nume? Nu vrei să fii acolo? Nu vrei să fii în acea patrie măreață, glorioasă, în locul acela unde nu este chin, ci durere? O, ajută-ne, Doamne! Să alergăm la Tine, să lăsăm toate vaiurile lumii acestea, tot disprețul, toată rușinea, tot ce este lumesc și pământesc și să ne legăm strâns de Domnul. Pentru că așa a făcut acest om. Atunci când a fost chemat, atenție, deși era orb, deși era orb și nu vedea, spune că orbul, la versetul 50, și-a aruncat haina, a sărit și a venit la Iisus. Nu spune că l-au condus câțiva de mâini, l-au îndreptat spre Iisus, nu! A sărit și a aruncat haina și a venit la Iisus. Câți dintre noi mai avem încă haina lumii pe noi și o mai purtăm printre noi, mai ținem cumva prin buzunarele hainelor lumea aceasta. Ne mai place să chicotăm și cu lumea. Destul. Destul ne spune Scriptura. Destul că ați locuit în lume. A slujit în slujiri idolești. În slujiri neîngăduite. Mai vrem să continuăm? Să le mai aducem din nou în viața noastră? Așa cum poporul Israel atunci când era în pustie s-a uitat în urmă și a spus: mai bine era acolo la castraveți în Egipt, deși eram bătuți, deși eram loviți, deși eram disprețuiți, eram înjosiți de tot. Ei tot privesc la castraveții din Egipt. Oare ne mai uităm în lume?
ne mai uităm în urma noastră, ne mai plac chefurile și bețiile, ne mai place să ne alipim cu ei, să participăm la același potop de desfrâu. Până când, iubiții mei? Pentru că Domnul ne avertiza și ne spunea, dacă veți continua așa, eu nu voi putea lucra în poporul meu. Oricum ar trebui să fim noi, iubiții mei, frați și surori, ca Domnul să poată lucra prin noi. Ca Domnul să lasă acel izvor curat să curgă prin noi. Ca eu să fiu o steagă lăuzitoare pentru cel de lângă mine. Dragul meu, frate și soră, te îndemnă în seara aceasta. Spune un nu lumii, un nu păcatului. Pentru că așa de ușor te înfășoară păcatul și te strânge. Și atunci când te vezi prins, este prea târziu să te mai dezlegi. Și atunci probabil vei striga cu strigăte amare. De ce să fie un chin și amar pentru sufletul tău când poți veni de bună voie la Iisus, care poate să-ți dea viața fără bani și fără plată? Slăvit să fie Domnul! Pentru că omul acesta pleacă atunci când se întâlnește cu Iisus Hristos. Atunci când se întâlnește cu Domnul Slavei. Atunci când se întâlnește cu Împăratul Cerului. Nu mai este cerșetor, orb. Nu mai stă lângă drum. Și nu mai cere de milă omul acesta, ci omul acesta, spune cuvântul Domnului, în versetul 52, îndată orbul și-a căpătat vederea și a mers pe drum după Iisus. Nu a mai stat jos lângă drum să ceară de milă. Și-a dat seama că s-a întâlnit cu Dumnezeu și a mers cu Dumnezeu mai departe. A spus, nu lumii, destul! Eu îl urmez pe Dumnezeu. N-ai primit tu vedere? Atunci când te-ai întâlnit cu Dumnezeu, n-ai căpătat vedere? Doamne, dă-ne înțelepciune! Să putem vedea cu ochii noștri, cu acești ochi de carne pe care ne-a dat Dumnezeu, să putem vedea slava lui Dumnezeu. Ștefan, în timp ce s-a aruncat o pietră în el și în timp ce era omorât, de jos și-a ridicat ochii în sus și a văzut slava lui Dumnezeu. A văzut cerul și locul care l-aștepta. Mai privești tu spre cer? Te îndemn, iubitul meu, frate și soră, nu mai sta lângă drum. Prieten drag, nu mai sta lângă drum, pentru că Domnul vine. El, așa cum ne spune Scriptura, El va veni. Și Scriptura ne spune, va mai găsi credință pe pământ? Gândiți-vă dumneavoastră în ce stare a lucrurilor vor veni peste pământul acesta, dacă însuși Domnul se întreabă, va mai găsi credință pe pământ? Oamenii vor fi din ce în ce mai răi. Până și în poporul lui Dumnezeu. Diavolul spune că răgnește să cuprindă pe cei ce sunt al lui Dumnezeu. Iubiții mei, frați și surori, să nu stăm în ațipeală și în adormire, ci să strigăm către Dumnezeu. Pentru că la Dumnezeu este salvare, este putere și este binecuvântare. Și apoi sufletele noastre vor fi niște suflete mântuite, stăviți și binecuvântați să fie Domnul pentru totdeauna. Mulțumim Domnului că ne-a dat parte de cuvânt și în seara aceasta. Mulțumim Domnului că am putut să-L lăudăm. Mulțumim Domnului că am putut să ne vedem fețele unii altora și ca Dumnezeu să ne binecuvinteze pe mai departe, pe fiecare. Cu toți împreună, haideți să ne ridicăm. Și împreună să-i mulțumim lui Dumnezeu, dacă am început serviciul divin din seara aceasta cu mulțumire, se cuvine din nou să-i mulțumim lui Dumnezeu, pentru că a dat pe Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Său, pentru noi, ca să fim mântuiți, să-i mulțumim că ne-a dat Cuvântul Său și să-i mulțumim că ne-a dat Duhul Său cel Sfânt. Pentru a nu mai rătăci în lumea aceasta, ci să avem o direcție clară și o țintă clară, pentru că Duhul lui Dumnezeu ne îndeamnă și ne conduce către Împărăția lui Dumnezeu. Amin. Cu toți împreună să mulțumim așa cum stăm.